Tânărul de 27 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc în municipiul Pitești. Șoferul mașinii, în vârstă de 59 de ani, conducea un SUV. Autovehiculul se îndrepta către ieșirea din oraș. Conducătorul auto susține că pietonul i-a sărit pur și simplu în față, așa că n-a mai apucat să pună frână. Omul a fost izbit și aruncat la câțiva metri, unde a rămas inconștient. Echipajul medical venit la fața locului l-a stabilizat și l-a dus la spital. În urma investigațiilor s-a constatat că victima are mai multe leziuni și traumatisme, dar că viața sa nu este pusă în pericol. Conducătorului auto i s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.